mergea împreună cu fiul lui, care era mai mic. Tatăl era foarte ocupat pentru că avea o întâlnire, un business de făcut, era și foarte obosit. Copilul, cum e copilul, tot timpul îl întreabă. Și la un mai dat îi spune, tată, de ce după ce mușc din măr și las o vreme, se negrește? La care tata absent zice, pentru că intră oxigenul în contact cu structura moleculară a mărului și astfel intervine fenomenul de oxidare. După câteva timp copilul îl întreabă timid din spate, Tată, cu mine ai vorbit? Mă uit la viitor, întreb specialiștii ce va fi. Îmi dau niște răspunsuri specialiștii de tre să mă duc la dicționar. Uneori îl întreb și pe Dumnezeu cum va fi viitorul tău. Și dacă am fi suficient de cinstiți, am recunoaște că multe dintre lucrurile pe care le vedem, nu le înțelegem. M-am gândit în această seară să vă împărtășesc formula pentru viitor pe care am aplicat-o de când mă știu. Părinții mei m-au crescut spunându-mi că la nunta mea o să o cheme pe Rina Nu-i ușor, nu știți cine este Rina Login, nu? Da? Exact. O, o doamnă a muzicii populare, da. Ei, tot mă gândeam așa ce frumos o fi la nunta mea când vine doamna Irina Login. Ei, nu e ușor să crești de mic cu visele acestea și apoi să n-ai nimic din ele. Tata mi-a zis, cheile de la mașină, zice, ți le dau băiete la nunta ta. Știți, eu și cu Miorița și la nunta ta va cădea o stea. <laughs> Și am crescut cu gândul că tata îmi dă cheile de la mașină și că va fi extraordinar viitorul meu. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. În ziua în care m-am căsătorit, am avut cu mine o sacoșă de mâncare și m-am dus în parc. Nunta mea a fost în parc, pe o bancă. Era un mai înflorit și am ochit un pom frumos. Și acolo am stat câteva ceasuri, pentru că părinții mei nu m-au mai acceptat ca fiu. Părinții mei mi-au zis, tu te-ai și ne-ai făcut de râs. Și de atunci încolo au plecat în război cu mine. Mi-am gândit atunci că viitorul meu e terminat și mi-am dat puține șanse. N-am știut ce va fi și cum va fi. N-aveam bani nici măcar să trăim de azi pe mâine. Sunt oameni care spun că ei au început de la lingură și furculiță. Mulțumiți lui Dumnezeu, eu în seara anunții n-am avut nici cuțit să deschid singura conservă cu carne pe care o mai aveam. Nu spun lucrul acesta pentru că aș vrea să vă duioșez, ci pentru că în această seară vreau să înalți numele Lui. Mi-e bine azi. Mi-e foarte bine astăzi. Sunt căsătorit cu aceeași femeie pe care am iubit-o. Am doi copii, am două fetițe. Luna trecută, pe 20 ianuarie, a făcut 18 ani, Aniela. Și apoi, înainte, cu câtva timp, celălaltă, adică când voi veni din Australia la o zi, va face 17 ani. Azi e ziua soției mele și aseară la 12 și o secundă ora României am sunat să-i spun că mi-a făcut mult bine că m-a luat de soț. Cum va fi viitorul? Pe cine să întrebi? Dacă îl întrebi pe vecinul, îți va spune că viitorul va fi Într-un fel. Și îți va da rețeta lui. S-ar putea să nu meargă. Și am mai observat un lucru. Oamenii nu spun adevărul. Suntem puțin moralizatori. Ne place să le spunem altora ce n-am făcut noi. Cam așa dăm sfaturile. Le dăm sfaturile oamenilor alea mai bune pe care noi niciodată nu le-am împlinit. Și atunci cum va arăta viitorul meu, pentru că asta este subiectul acestei seri. Nu îmi spune că nu ești îngrijorat. Nu îmi spune că nu te uiți uneori la ziua de mâine și te întrebi ce va fi. Nu îmi spune că n-ai și tu liniștile tale. Dacă nu aveți uh, în inimă povara aceasta, făceți-vă un bine și mergeți și plimbați-vă, că mai bine să iei aer uh, din ăsta sărat în piept decât să stai aici și să te chinui. Dar dacă aveți această frământare, Rămâneți să învățăm de la cel care a spus că nu se schimbă niciodată. De la cel care a zis că nimic nu poate să le prin surprindere. Că el este același ieri, azi și în veci de veci. Și aș vrea să vă dăruiesc în această seară ceea ce mie mi-a dăruit Scriptura, ceea ce mie mi-a dăruit Biblia. Vedeți, nu vă povestesc lucruri pe care le-au trăit alți, ci lucruri pe care le-am trăit eu. Mi-au fost... Sprijin. Și nu sunt sprijin. Și în această seară vreau să împărtășesc cu voi trei principii dincolo de care viitorul tău va fi un viitor bun. Și aș vrea, iubiții Domnului, primul lucru pe care vrem să-l împărtășim, dacă se poate, este Proverbe 1 cu 31. În Proverbe 1 cu 31 se spune că fiecare se va hrăni cu roada umbletelor lui. Încercați să țineți minte acest principiu al viitorului. Fiecare se va hrăni cu roada umbletelor lui. Asta înseamnă, iubiții Domnului, că viitorul nostru depinde esențial de sămânța pe care o pui acum în pământul inimitale. Viitorul nu este o nebuloasă, viitorul nu este o întâmplare, viitorul nu este ceva ciudat și straniu care ar trebui să te ia prin surprindere. Viitorul este o roadă a prezentului. Viitorul înseamnă sămânța pe care o pui astăzi. Mă aude cineva ce spun eu? Oameni buni, dacă noi suntem oameni serioși și dacă noi suntem oameni extrem de deschiși cu noi înșine, ar trebui să acceptăm că, de fapt, cele mai multe lucruri pe care le trăim astăzi se datorează sămânței pe care noi am pus-o cândva în Pământul noastre. Și aș, aș vrea să vă ofer în această seară un exemplu. Și am luat, cel mai, am luat cel mai greu exemplu, sau dacă vreți, unul dintre cele mai dureroase situații pe care le-a trăit cineva. Și vreau să fiți atenți, sper să nu vorbesc mult. Sper. Daniel s-a născut într-o familie nobilă. O familie care avea aspirații și vise pentru acest copil. Familia aceasta a lui Daniel era o familie care dădea moștenitori, care dădea preoți. Probabil că a crescut de mic cum am crescut eu. Viitorul tău va fi bun. La un moment dat spune Biblia că au fost cuceriți, Israel a fost cucerit de către Imperiul Babilonian, și adolescentul acesta de 14 ani, spun cei mai mulți cercetători biblici, 14-15 ani, a fost luat captiv, rob. Știți povestea. Întrebarea este, ați găsit vreun verset biblic în care mama și tata să fie cu el? Frații, mai în vârstă. Un singur verset, niciunul. Cel mai probabil că mama și tata, care erau sprijinul acestui adolescent, nu erau pe nicăieri. Și acum vreau să vă gândiți un pic, că seamănă cu povestea asta și cu a voastră țară străină, cultură străină, părinți absolut niciunul lângă ei. Și omul acesta, Daniel, probabil că a stat și a zis, Doamne, am avut și eu niște vise și părinții mei au avut niște vise. Ce se va alege de viața mea și cum va arăta viața mea? N-am mamă, n-am tată. Nu știm ce s-a întâmplat cu ei. N-apar nicăieri în Biblie. Am 15 ani. Ce ai putea să faci la 15 ani? ce ai putea să faci la 15 Ce ai putea să faci la 60 de ani? Că la fel de bună e întrebarea ce faci la 15 ani cu ce faci la 60 de ani sau 65 de ani. Și atunci Daniela a zis, ce fac eu într-o țară străină, nu cunosc bine limba și m-am uitat la voi. Sunteți foarte buni în engleză, dar nu sunteți nativi, nu, nu sunteți integrați în această societate de plin. Există lucruri care nu se potrivesc cu voi și nu se vor potrivi, probabil dacă vor trece generații de aici încolo. Și cumva sunteți și aici și sunteți și români și englezi și sunteți și australieni și sunteți și aici și pe nicăieri. Și simt această situație de multe ori în viața oamenilor. Pentru că n-ai cum să nu simți faptul că într-un fel aparții acestei țări și într-un fel parcă nu aparții. Pentru că părinții tăi sunt mai mult cu inima acasă. Eu toți pe care i-am întâlnit vorbesc frumos de Australia, dar toți sunt cu inima acasă. Și am să vă spun de ce iubim România. Păi ce biserici sunt acolo. <gântu -i> Corect? Este adevărul. Se compară, orice ar spune, nu se compară. Credința în România este o credință în care poți să găsești foarte mult sprijin. Biserici multe, biserici bogate, puternice. În fine, am închis paranteza. Mă vin și pui această întrebare. Ce voi face? Și aș vrea să vă spun un lucru. Daniel a găsit o cheie fantastică, pentru că există acolo o mentalitate și aș vrea să vă o transmit și vouă. Există o mentalitate. Țara care era cucerită, Dumnezeul țării învinse, era inferior Dumnezeul țării care te cucerea. Nu era numai problema că Daniel a ajuns să fie străin într-o țară străină, nu era numai problema că era fără mama, fără tată, la o vârstă fragedă, într-o cultură străină ci mai era și această idee că Dumnezeu sau Dumnezeii Babilonului sunt mai puternici decât Dumnezeul lui, Iahve. Adică ce înseamnă lucrul ăsta, oameni buni? Că până și sistemul acesta al credinței, știți care este sprijinul omului în toate vremurile? E credința în Dumnezeu. Până și aici, datorită faptului că, dacă o să observați reacția evreilor, a fost o reacție foarte ciudată de necredință. Și băiatul acesta, împotriva unui sistem împotriva tuturor oamenilor, a găsit tăria, ascultați și vă spun, a găsit tăria să biruie o întreagă împărăție și să aducă în numele lui Dumnezeu slava și fala pe care o țară întreagă o risipiseră. Un om care nu s-a lăsat frânt, un om care nu s-a lăsat biruit, un om care nu s-a lăsat descurajat, ci un om care a spus, n-are importanță că am pierdut această luptă cu Babilonul, Dumnezeul meu e Dumnezeu viu, puternic și neînvins. Un singur om, unul, doar unul, a reușit să aducă în Babilon mărturia aceasta pe care o face nebucat de țară. Dau de știre tuturor că Dumnezeul lui Daniel e singurul Dumnezeu adevărat. Un singur om a reușit să facă ceea ce n-a făcut o armată, ceea ce n-a făcut un templu, ceea ce n-a făcut un sistem preoțesc, ceea ce n-au făcut oamenii care trebuiau să o facă. Un singur om, un singur om care a plecat de la 15 ani fără mamă, fără tată, fără ajutor, fără susținere într-o țară străină. Pentru că este dovada faptului că Dumnezeu nostru, când își pune în inimă să binecuvânteze un om, o va face. O va face. Dar cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Asta este cel mai important de înțeles în această seară. Te rog frumos dacă poți să afișez versetul 8 al capitolului 1 din Daniel. Pagina Scripturii 857. Elim, bun. Și vă rog frumos să vă uitați împreună cu mine, da? Biblia spune că Daniel a luat hotărârea să semene această sămânță și vă rog să învățați acest cuvânt. S-a hotărât. Ziceți împreună cu mine. S-a hotărât. S-a hotărât. Biblia spune că Daniel s-a hotărât. Atât. O să ți se pare ciudat, dar cheia întregului tău viitor stă în acest cuvânt. S-a hotărât. Boala generației noastre și a oricărui om este indecizia, este amânarea, este nesatornicia, este inconsecvența. Tremurăm în fața viitorului pentru că nu suntem deciși în fața prezentului. Și Biblia spune că Daniel, lasă-o afișat, te rog frumos, Daniel s-a hotărât. Deci să este cuvântul pe care vreau să-l învățăm în această seară, până când o să ne fie până aici cuvântul. Daniel s-a hotărât. Nu știu cum este în engleză, poate he decide, ceva de genul acesta, dar nu știu exact cuvântul. But he decide. A spus, orice ar fi, de oriunde ar bate vântul, eu m-am hotărât. Ce te-ai hotărât, Daniel? să nu mă spurg. I-a schimbat numele și paradoxal, ciudat, n-a avut nicio obiecție. Să mă cheme cum vor ei. Cum te cheamă? Pocăitul. Ei și ce dacă? Sănătate. Cum te cheamă? Pletosul. Doesn't matter. Nu mă deranjează când spun oamenii într-un fel sau altul. Nu mă interesează porecla, nu mă interesează nickname-ul, nu mă interesează. De ce? Pentru că nu e relevant pe pământul acesta. Nu e relevant nici dacă te cheamă domn director. Și nici dacă te cheamă cum vor ei. Nu e relevant. N-a fost relevant pentru el acest lucru. N-a fost relevant nici faptul că a trebuit să învețe într-o universitate străină. Pentru că n-a fost făcut să stăm sub clopot. Pentru că oamenii lui Dumnezeu vor trebui să meargă în lume și să o biruie. N-a fost pentru el atât de important lucrul ăsta. N-a fost important că i-au schimbat poate străile. N-a fost important. A zis, nu contează cu ce te îmbracă alții câtă vreme ești îmbrăcat cu Dumnezeu. Dar a venit un moment când a zis un lucru și uitați-vă la mine ce vă spun în această seară. A venit un moment când a zis trebuie să mănânci ceea ce mănâncă împăratul. Și a zis nu. Și a zis ce zici tu? Nu. Păi de ce? Pentru că în legea mea care mi-a dat-o Dumnezeu scrie că n-am voie să mănânc ce mănâncă împăratul și să mă spurc cu mâncarea aceea. Noi nu mai avem legea asta astăzi. Asta este o lege ceremonială. Noi astăzi nu mai avem. Biblia spune că Domnul Isus a spus dacă luați cu mulțumire, puteți să luați din tot ce este pe piață. Dar la vremea aceea a mâncat din lucrurile pe care Dumnezeu le-a interzis era păcat. N-are importanță faptul că Daniel s-a oprit la această lege, căci nu e important faptul că a mâncat sau n-a mâncat, ci important este principiul că s-a hotărât să nu se lase frânt. N-am putere asupra vieții N-am putere asupra bolii, n-am putere asupra sănătății, n-am putere asupra oamenilor din jurul meu, n-am putere asupra profesorilor, n-am putere asupra banilor, n-am putere asupra locului unde stau, dar am putere asupra sufletului meu. Nimeni nu va intra aici decât dacă îi dau voie eu. Și aici trebuie să domnească Dumnezeu, aleluia. Și Biblia spune că Daniel s-a hotărât să nu se spurce. De ce? Era o declarație pe care o făcea. Și vreau să vă spun un lucru. Când când tu stai la masă cu împăratul, nu doar să stai la masă cu împăratul, eu sunt foarte atent, de exemplu, termin evangelizările în țară, mai merg cu ceva evangelizări în țară. Și sunt oameni care mă invită la masă. Ăsta e cel mai greu moment. Și fratele Nelu știe că și el câți kilometri a bătut. Când te invită cineva la masă, nu i că te invită la masă. Când te duci cu el la masă, te duci cu totul. Pentru că cu cine stai la masă spune foarte multe despre cine ești tu. Păi bună oare dacă duci la masă cu cineva care e cunoscut ca fiind înșelător, viclean, mincinos, un om necinstit, ce faci tu în momentul acela când stai la masă cu el? Devii ca el. Se uită oamenii și spun, păi mănâncă cu el. În momentul acela Daniel a zis, eu nu mă duc să mănânc la masă cu împăratul cu aceste bucate care sunt spurcate, pentru că eu nu vreau să dau impresia că ceva este, că eu sunt de acord cu ce face el. Și spune Daniel că s-a hotărât și vreau să mă priviți în ochi, frații mei, surorile mele, dragii mei, Nimeni nu poate să vă ia asta. Vouă și mie, nimeni nu poate să-mi ia asta. Corect ce spun eu. În momentul în care, în momentul în care mi s-au închis toate porțile omenești, în momentul în care mama nu mi-a mai trimis niciun ban, când sunam acasă la părinții mei, mama mi-a închidea telefonul când mi-a auzea glasul. Părinți care mi-au adus până atunci mâncare, venea mama la liceu cu, uh, cu oala de sarmale și o ținea ca să aibă odorul ei ce se mănânce. Și când m-am pocăit, nici măcar nu au mai vrut să-mi audă glasul la telefon. Ce-ți rămâne de făcut când sunt închise toate ușile și toate porțile? asta se rămâne, să te hotărăști. Vreau să vă spun un cu dragii mei, noi nu trebuie să ne îngrijorăm, Nu trebuie să citim reviste de specialitate, noi nu trebuie să ne facem calculul doldora de informații omenești, ceea ce are de făcut omului Dumnezeu, ceea ce are de făcut tânărul acestor vremuri, ceea ce are de făcut maturul, adultul și omul în vârstă, Este să se hotărască să trăiască pentru Dumnezeu. Nimic mai mult! Nu vă temeți! Dar nu vă temeți! Pentru că Dumnezeu nu ne cere nouă să fim experți nu pot să fac analize sociale, n-am capacitatea să fac statistici, nu cred că Dumnezeu vrea să-mi petrec timpul făcând fel de fel de lucruri din acestea care sunt ciudate, ci Dumnezeu din cer dorește de la mine un singur lucru, să mă hotărăsc să nu mă las frânt de cel rău. Compromisul, modul îndoielnic, faptul că ne plecăm la prima ispită în viața noastră, Faptul că suntem bacul Dumnezeu, cu lumea. Lucrul acesta ne mănâncă viitorul. Lucrul acesta este ceea ce satan ar vrea. Să nu avem această hotărâre. Copiii lui Dumnezeu sunt născuți din Hristos. Și Hristos a fost decis și hotărât. Și nici o zi nu s-a lăsat frânt. Atât ai de făcut, s-a hotărât. Ați auzit voi expresia asta că omul face un pas și Dumnezeu face doi? Vai de mine, și am auzit-o când am auzit-o, într-o zi m-am dus să caut în Biblie. Că mulți au spus, cum spune Biblia? Fă un pas și Dumnezeu face doi. De n-am căutat, rău n-a fost că am căutat o zi întreagă. Rău a fost că n-am găsit. Dar n-aveam cum. Că Biblia spune, dacă te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu se va apropia de tine. Și atunci am înțeles că Dumnezeu nu e chiar așa, știți, cum credem noi. Dar haideți să, vă spun că în această seară intervine Dumnezeu în scenă. Sunteți atenți? Vă rog să puneți versetul 9. Imediat, imediat. Cum arată viitorul tău? Bun, în seara asta, în seara asta tu e o hotărâre. În seara aceasta tu e o hotărâre. Hotărârea ta care este? În vecii vecilor, amin, eu nu mă mai las minții de satana. În vecii vecilor, amin, eu nu mai vreau să fac ceea ce vrea cel rău. Vreau să mă hotărăsc să trăiesc pentru Dumnezeu. Atât. Punct. Și Biblia spune imediat în, 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 în versetul următor, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei fanilor degători. Amin! Uitați-vă la relațiile de astăzi. Aveți profesori la universitate, sunteți înconjurat de o mulțime de oameni și aveți nevoia să fiți pe placul lor. Avem nevoie de acceptare din partea semnelor. Nu putem trăi precum cucu în pădure, singuri. N-am fost făcuți să fim singuri. Suntem ființe relaționale. O vorbă bună mă înseninează, o vorbă tristă mă, 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 mă îndurerează. Și cu voi este la fel, corect? Nu spuneți că puteți trăi singuri, nimeni nu-i făcut să trăiască singuri. Nu spuneți mie că uh, nu e un cost extraordinar de mare să trăiești singur, un cost foarte mare. Și Biblia spune că Daniel s-a hotărât să nu se spurce și primul pas pe care Dumnezeu l-a făcut imediat este că a făcut să capete trecere înaintea oamenilor. câștigați cu ciocolată, câștigați cu scărmănatul în creștet, câștigați cu ce vreți voi și nu o să-i țineți nici măcar o secundă. Tu n-ai cum să ții și dacă îți dă Dumnezeu un prieten și dacă îți dă Dumnezeu o prietenă, tu n-ai cum să o ții dacă nu ți-o dă Dumnezeu din cer. Pentru că Biblia spune clar că Dumnezeu este acela care face să avem trecere înaintea oamenilor. Aude cineva? Ai o cauză, ai o petiție, mereu întrebăm cine pe cine cunoaște. Dar de ce întrebați cine pe cine cunoașteți? Nu cunoaștem noi pe Dumnezeu care cunoaște pe toți. Nu e Dumnezeu cel ce stăpânește în cer, prieteni. Și Biblia spune că nu trebuie să câștigăm oameni, nu trebuie să ne facem prești înaintea lor, nu trebuie să le facem compliment. Oh, ești așa de bun, ați cântat așa de frumos, sunteți nice, sunteți... Și tot timpul să stai și aștept greu, ai uitat că ziua lui sau ziua ei și îți trimit un SMS, tu nu mi-ești prietenă și greu cu oamenii. Am trecut pe la biserică și uh, nu mi-ai dat mâna și te-ai uitat în stânga, și acum ți-a jurat că e prieten cu tine, și mai avea puțin, și uh, uh, nici, nici nu-ți mai dea drumul din braț și mâine la prima oră zice: cine ești tu străină? Ăștia sunt oamenii. Și vreau să vă spun în numele Domnului Isus Hristos: țărână, ai țărână. Eu nu sunt un om care să nu cred în oameni, dar sunt un om care crede în oamenii pe care mi-i dă Dumnezeu. Și Biblia spune că imediat ce Daniel s-a hotărât, Biblia spune că dregătorul de care depindea viitorul lui, imediat, de care depindea și prezentul și viitorul, omul acesta deodată când s-a uitat la Daniel a zis, wow, ceva diferit se întâmplă. S-a uitat și ochii lui nu au mai fost la fel. De ce? Pentru că Dumnezeu a la mintea lui și la inima lui. Vrei să, vrei să te întrebi cum arată viitorul tău? Ai oameni de care depinde viitorul tău. Tu hotărăște să trăiești cu Dumnezeu și Dumnezeu va întoarce toți oamenii pentru tine. Vine la mine o soră și îmi zice, frate Florin, zice, trebuie să mă ajuți să recuperez niște bani pe care am împrumutat. La care eu îi zic acestei surori, ai contract de împrumut? Nu, zice ea. Aha, n-ai contract notarial? Nu, cu garanții, nu. da chitanță de mână cu doi martori ai? Nu, zice ea. Aha, zic eu, bun. Și cum vrei să-ți recuperezi banii? Zice, nu știu că ești avocat. Și eu atunci am zis, dar cine este martor? Cine sunt martorii tăi ca în problemă? Măcar niște martori care n-au semnat, dar au fost de față. Zice, numai Dumnezeu mi-e martor. Dar Dumnezeu nu vine la procese, nu știu cum să vă zic. E greu să-i zici nu Dumnezeu. Dar... Și atunci îi zice, dar tu ești avocat, trebuie să mă ajuți. Și am zis, bine, că era o femeie atât de amărâtă. Ce și-am făcut? Ce avocat? Am pus genunchii jos și m-a rugat și am zis, Doamne, femeia asta crede că eu dețin niște chei puternice, sau avocat, eu le rezolv. Dar eu nu dețin nimic, Doamne, eu știu cine sunt eu, dar știu și cine ești Tu. Și m-am rugat, Dumnezeu să, să o ajute. Și m-am rugat și m-am rugat și mă sună după două săptămâni. Frate Florin, slavă Domnului! Slavă Domnului! Domnul fie binecuvântat! Amin! Frate, știi ce s-a întâmplat? Nu! Zice, m-a sunat ăla. Bun, și? ce m-au chemat. Foarte bine. Și m-am dus. Foarte bine. Și când am ajuns, mi a întins un plic cu banii și a zis, nu știu de ce îți dau banii ăștia. Nu știu de ce îți dau banii ăștia. Trebuie să-ți dau banii ăștia. Trebuie să-ți dau banii ăștia. <gângh> și i-a dat. Și ce ai făcut? Am fugit, zice ea. <gângh> dar de ce să-ți să, de ce să petrești toată viața fiind un accesoriu și cheltuindu-ți sănătatea și demnitatea, tot căutând să câștigi pe cei care nu poți să-i câștigi. Dar Dumnezeu ne-a făcut pe toți. Dumnezeu nu-ți cere ție să faci lucrul ăsta. Dumnezeu nu ne cere nouă să ne gâdilăm unii pe alții. Nu-mi cere Dumnezeu din cer să mă apuc să fac complimente inutile și să-mi trăiesc viața în niște protocoale sterile. Mă obosesc enorm. Dumnezeu îmi spune un singur lucru hotărăște-te, Florine, să trăiești pentru mine. Și eu sunt acela care voi umbla la inima celor de care depinde destinul tău pământesc. Dumnezeu îți va da oamenii de care ai nevoie, Dumnezeu îți va înclina inima profesorilor, Dumnezeu va face la locul de muncă acolo unde ești, pe tine să te vadă așa cum te vede Dumnezeu. Ce avem noi de făcut în viața aceasta, prieteni, să nu alergăm după bunăvoința oamenilor. Nu să știți ce oboseală este să alergi după om? Și ce viață hăituită de câine să alergi după om? Dar Dumnezeu ne spune un lucru. Prea iubiții mei să se hotărească să trăiască. Și eu sunt Dumnezeu care voi umbla la inima lor. Mă crede cineva în această seară? Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete de bunăvoință. Aleluia! Lăuda să fie Dumnezeu! Atât de reconfortabil, atât de de odihnitor să știu că eu nu trebuie să port luptele astea, eu trebuie să fiu curat, aleluia! Trebuie să mă mențin curat pentru Dumnezeu, să trăiesc în neprihănire și să fiu decis. Eu nu intru în hor al lumii. Eu nu stau să mă murdăresc cu păcatul. Eu s-o să trăiesc pentru Dumnezeu. Bine va arăta viitorul tău dacă pui sămânța hotărârii de a trăi pentru Domnul astăzi. Atât, nimic mai mult. Nimic, n-aveți mai, mai, mult de atât de făcut. Ascultați-mă ce vă spun. Odată când eram, după ce eu m-am pocăit și părinții mei mi-au tăiat orice sursă de venit, și m-am căsătorit cu fata pe care am iubit-o. Mina este omul prin care m-am pocăit eu. Iar are un singur rod pe mine. Da, e de bine. E bine, lauda să fie Domnul. Noi ne rugăm acum uh, să facă Dumnezeu ca întreaga familie să se întoarcă la Dumnezeu. Deocamdată mama, sora, tata s-au întors, cealaltă parte așteptăm în de lui Dumnezeu că va lucra. M-am angajat, că nu poți să-i spui fetei de lângă tine te iubesc și să stai cu mâinile în buzunar, nu? Deci asta nu iubire, să-i nebunie. Și când m-am angajat, m-am angajat portar. Mă duceam la ora șapte seara să păzesc și la șapte dimineața deam cu apă rece pe față și plecam la cursuri. Și vreau să vă spun un lucru. A fost bine. Nu există nimic pe pământul ăsta să l înjosească pe om afară de păcat. Nu contează că ești portar, dacă ești copil de Dumnezeu. Că poți să fii rece al acestei lumi și în ochii lui Dumnezeu să fii un zdrențuros și încerșător. Când iubești, și când Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu te face să te simți absolut diferit. Aleluia! Peste tot e împărăția Lui. Eu nu vedeam ghereta de portar, vedeam împărăția Lui Dumnezeu acolo. Într-o zi vine soția mea la mine și îmi spune mine în felul următor, zice Florin, a venit plângând și a zis, mi-a telefonat mama și mi-a zis mama că se omoară. A zis mama că se duce acum și o frânghie și să spânzură, pentru că am făcut-o de râs în tot satul, pentru că m-am pocăit. Și a zis, Florine, te rog, acceptă că eu să nu mai vin la biserică. Să-i promit mamei că măcar nu mai vin la biserică. Eu o să rămân pocăit în inima mea, dar să nu mai vin la biserică, ca nu cumva mama să se omoare. Ce ați răspunde? Daniel s-a hotărât. M-am dus și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog să-mi vorbești ca să știu ce să-i spun. M-am întors și am spus aceste cuvinte pe care vi le spun și vouă nu credeți minciuna satanei. I-am zis, Mina, să nu crezi, pentru că satana e un mincinos. Să nu crezi, mama ta va trăi, nu se va omoră. Dar este minciuna satanei să te frângă pe tine, este minciuna satanei să-ți fure pacea, este minciuna satanei ca să smulgă din tine hotărârea de a trăi pentru Dumnezeu. Va veni cu minciuni, nu poți trăi pe pământul ăsta. N-ai cum să stai în picioare, serios? Cine ți-a spus-o? Ori să vină oamenii să-ți spui, mă, tu ești năuc de cap? Tu nu vezi cum merg lucrurile în lumea aceasta? Tu nu vezi că fără viclenie, fără înșelăciune nu poți să faci față? Ci eu vă spun vouă, credeți-L pe Dumnezeu! Satana știe să intimideze și Satana știe să, vă, să ne ia mințile și să intrăm în horă. Toți fac asta! N-a zis Dumnezeu că toți vor fi în rai. Și Biblia spune că puțini vor ajunge acolo. Puțini. Ce ai de făcut? E să te hotărăști. Și Dumnezeu va face să capeți bunăvoință. Dar nu te lăsa. Nu te lăsa. Spuneți amin. amin. Aș vrea să afișăm și versetul 17. Mulțumesc tehnicului. Dumnezeu să-i binecuvânteze și voi veți spune. Amin. amin. Ce să fac? Cum? De ah, -acolo, de, -acolo. de acolo. Thank you very much. Și aseară mi-ai făcut acela semn. Abia acum l-am înțeles. Eu sunt București, mi-am mai multă vreme. <laughs> Uitați-vă la un lucru. Tu faci un pas și Dumnezeu face totuși. Dumnezeu întâi a făcut Daniel să capete bunăvoință. Și apoi Dumnezeu a dat. Și vreau să vă spun cel mai frumos lucru care există pe pământul acesta. Dumnezeu a dat. Ce a dat? În primul rând Dumnezeu a dat, spune Biblia, știință și pricepere. Asta înseamnă că răspunsul la școală și la problemele vieții nu atârne de IQ în mod deosebit. Asta e o perspectivă nouă. Corect ce vă spun eu? De deci, sunt oameni care vin și spun, eu așa m-am născut, frate, citesc o pagină și adorm. Biblia spune, Că Dumnezeu din cer dă știință și pricepere. Aleluia. N-ai scuză să fii ultimul în clasă. N-ai scuză să fii ultimul meseriaș. N-ai scuză să fii ultimul în rând cu lumea. Că Dumnezeu zice că dacă tu te hotărăști pentru el, el dă știință și pricepere. Amin. El dă știință și pricepere. Aș vrea să vă spun o întâmplare. Fiți atenți la ce vă spun eu acum. Eram angajat uh, avocat la o firmă și șeful meu mi-a zis: Trebuie neapărat să facem un contract cu o clauză specială. Era un contract extrem de ciudat, nu era în România, era un contract de import. Și mi-a zis șeful: Până mâine, când avem mitingul cu toți ceilalți parteneri, tu trebuie să vii cu contractul ăsta făcut și să ai acea clauză care să ne protejeze. Sunteți atenți la ce vă spun? M-am dus acasă. Și am început să caut în toate cărțile de drept, compendiile de drept, tot ce aveam. Era un contract greu. Nu se mai făcuse în România. Și eram atât de uh, uh, convins că o să fiu atât de ștept, că am învățat. Deci o să fie ok. Și am început să caut, orele treceau, nimic n-am găsit, nimic, n-am putut să fac contractul la sub niciun fel. Dar m am gândit așa la unde am oprit și am zis, da, da, nu sunt eu copil de Dumnezeu. Mă duc și mă culc mă rog și mă duc și mă culc. Și cred că visez, visez peste noapte ce să scriu. Amin, asta am zis eu fac, că fac. Dar așa de bine am dormit că n-am visat nimic. Dimineața m-am trezit, când m-am uitat, nici timp nu mai aveam, niciun răspuns n-a venit. M-am dus din nou la rugăciune și am zis, Doamne, încă mai este timp. Tu ai zis că dai știință și pricepere. Tu ai zis că cine este hotărât să trăiască pentru tine, nu-l lași. Tu nu mă lași să fiu de rușine tu mă vei ajuta. Și am zis, acum Dumnezeu îmi dă soluția și să așa. Nici o soluție n-a venit. N-a venit, n-a venit nicio soluție. Am plecat spre muncă, era deja târziu, la șapte am plecat, trebuia să fiu acolo la ora opt. Pe la, uh, când am plecat pe drum, știți cum arătam? A trecut pe lângă mine două doamne, au trecut două doamne și s-au uitat așa uh, cu milă. Săracul! Eu mă tot rugam, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, tot rugam pe stradă, Doamne te rog să mă binecuvântez, eu știu, Doamne, că Tu deschizi mintea omului. Și mă rugam lui Dumnezeu, s au uitat la Doamne cu milă, așa tânăr, zice și dus, probabil că am ciudat când ne rugam. Când am ajuns la serviciu, m-am gândit, până intru, îmi dă Dumnezeu soluție. Am intrat, nimic nu mi-a venit în cap. Cine credeți că era acolo în pragușii? Șeful. Când l-am văzut, mi-a trecut prin minte că nici nu a plecat acasă, zic, o fi dormit aici cât era de interesat. Un contract cu bani mulți, ce să vă spun. Și zice, bună dimineața, bună dimineața, îmi spusese cu înainte ceva așa, zice, știu că vei reuși să faci contractul ăsta cu clauză, nu? Că doar tu ești băiat deștept. Și când au spus lucrul ăsta, de fapt eu am înțeles, de nu ești deștept, ești șomer. Când am intrat acolo în fața lui, zice, ai soluția, și ascultați ce vă spun acum. Am început să vorbesc. Nici astăzi nu știu ce am vorbit. Atât de curios când mă duce în cer să știu ce am vorbit. La care șeful după ce am trecut, extraordinar, zice, nu m-am gândit la lucrul ăsta. Extraordinar, foarte bine. Eu am plecat mai nou decât am fost. Nici în ziua de astăzi nu știu ce l-a făcut Dumnezeu să audă. M-ați priceput ce vă spun. Eu nu mă pot mândri cu lucrul ăsta. Dar pot să spun lăudat să fie Dumnezeu. N-a vrut Dumnezeu să mă duc cu vreo soluție omenească, să mă dau rotund. I'm so smart. Nu, nu, nu. E Dumnezeu so great. Nu știu ce am spus, că așa face Domnul Dumnezeu. Și am văzut în viață, când Dumnezeu îți dă gratis, Dumnezeu îți dă în dar soluția, ne mândrim după. Și abia așteaptă satana să ne ia ce ne-a dat Dumnezeu. Nu știu ce am spus, nu contează ce am spus, contează ce a auzit el. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Contează ce a priceput el. Lăuda să fie Domnul. Ascultați ce vă spun. Dumnezeu va întări. O să aveți sesiuni grele, va trebui să învățați, va trebui să munciți. Rugați-vă lui Dumnezeu. Eu vreau să vă spun un lucru. Am apăsat să mă condamnați pentru asta, dar eu cred lucrul asta. Eu cred că păcătosul e un prost. Eu cred că păcătosul e lipsit de minte. Eu cred că păcatul prostește oameni buni. Eu cred că patimile astea rele îl duc pe om să nu mai aibă minte. Sunt așa de mulți oameni cu potențial fantastic. Am avut colegi de facultate, am făcut trei facultăți și am și un doctorat. Și m-am întâlnit cu oameni care erau de 10 ori mai inteligenți decât mine. Și știți ce s-a ales de ei? Praful! Nimic! Pentru că păcatul ne înorocește, pentru că păcatul îți fură potențialul, îți blochează creativitatea, păcatul te face să fii un om fără răspuns în fața vieții, iar credincioșia, neprihănirea îți deschide mintea, îți spală ochii să vezi și te face ager și dibaci. Binecuvântat să fie el. Deci Dumnezeu spune că a dat acestor tineri, a dat lui Daniel, întâi a făcut trecere, E cum câștig eu, domne? Cum e viitorul ăsta meu? Am cineva care e ca un pitbull, domne, să-și tot mușcă din mine. La care Dumnezeu spune în felul următor, tu hotărăște să trăiești pentru mine și lasă-mă pe mine să am grijă de cei ce sunt împotriva ta. Binecuvântat să fie El. Și Dumnezeu ne schimbă. Dumnezeu spune, a dat acestor patru știință și pricepere. Și acum, ascultați, cât e ceasul? 8 și un sfert? Păi mai bine închidem, nu? După asta. <laughs> cum, până la 9? Mm. Mai vedem noi. Important este să țineți minte ce v-am spus. Nu e important să ducem predica până la capăt, da? Dar ascultați ce vă spun. Și acum vine cel mai frumos lucru. Și uh, 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 vreau, să, vreau să spun din adâncul inimii mele că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru, pentru acest următor punct. Biblia spune așa că trei tineri care erau împreună cu Daniel au avut un singur merit. Și vă rog să fiți atenți în această seară. Au avut un singur merit. Când Împăratul a zis prin dregător să mănânce la masă, Daniel a fost cel ce a avut inițiativa, corect? El a zis, Daniel s-a hotărât. Dar Daniel a zis, you are my friend, nu vrei să facem împreună lucrul ăsta? La care cei trei tineri au zis, da, forța prieteniei. Și Dumnezeu din cer când a făcut lucrul acesta, a făcut să cape de tre au făcut să cape de trecere și ei, și a făcut, și Dumnezeu le-a dat acestor tineri ce le-a dat, știință și pricepe. Foarte bine. Și viitorul lor a fost bun, pentru că ei au, au să fie cei ce vor guverna împreună cu Daniel și au avut o ședere superbă în în Babilon, până la momentul încercării. Dar vom vedea în seara de miercuri, care este până la urmă cum poți să faci față încercării? În seara de miercuri, când mă Dar acum ați se întâmplă un lucru extraordinar. Pentru că au știut să fie prieteni cu cine trebuie, au căpătat din partea lui Dumnezeu examenul acesta în fața împăratului. Când s-au dus, Biblia spune că ei au fost the smart. Cei mai buni, cei mai grozavi. De ce? Pentru că și-au ales bine prietenii. Și-au ales bine prietenii. Și Dumnezeu s-a uitat și a zis, pentru că ești prieten cu cine trebuie, binecuvântările vor fi la plural, vor fi și pentru unii și pentru alții. Au fost în cer cu care a trebuit, vreau să vă spun un lucru, dragii mei, întotdeauna în viață, și voștri, prietenii voștri, vă vor mânca binecuvântările sau veți avea binecuvântări. Niciodată nu va fi altfel, totdeauna va fi cum spune Biblia. Întotdeauna tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Întotdeauna prietenii noștri sunt aceia care ne trag într-o direcție. Nimeni să nu spună în această seară că nu contează cu cine ești prieten. Contează enorm cu cine ești prieten. A stat, au stat acești trei tineri în preajma lui Daniel și au căpătat știință și pricepere. Vă îndemn, vă rog, din toată inima, fiți prieteni cu aceia care sunt prieteni cu Dumnezeu. Am văzut atâția oameni inteligenți, am intrat în atâtea case, am stat de vorbă cu atâția oameni care au avut potențial extraordinar și vă spun astăzi, dragii mei, cenușă este în urma lor. Am avut un prieten cu care am făcut facultatea de drept, am mâncat împreună, am visat împreună. N-a vrut să le aleagă pe Dumnezeu, e la a treia căsnicie. Praf este profesia lui, praf este viața lui când mă întâlnesc cu el. Mă uit și nu vine să cred, pentru că a fost omul cu care am visat împreună, omul cu care am luptat împreună. Știți de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că Biblia spune că dacă ești prieten cu cine trebuie, Dumnezeu din cer te va binecuvânta. Și asta va trebui să înțelegem. E atât de important să rămâi în sfera prietenilor lui Dumnezeu. Acești trei tineri au primit știință și pricepere doar pentru că au spus Daniel, propunerea ta e bună vrem să fim și noi cu tine. Te cheamă la biserică. Hai să cântăm în cor. Hai să mergem să facem lucrul ăsta. Hai să mergem să facem misiunea asta. Du-te acolo, pentru că acolo e ploaia binecuvântării. Te va uda și pe tine. Du-te acolo unde îi zic că merg împreună. Nu sta acasă jucând te pe calculator sau uitându-te la filme, pentru că vei rămâne acolo singur și nebinecuvântat. Du-te cu ei. Pentru că la sfârșit Dumnezeu va face ceva cu tine. Pentru că la sfârșit Dumnezeu va ploua cu binecuvântările Lui și peste tine. Și forța aceasta este extraordinară. N-am prieteni mulți în țară, n-am prieteni mulți, dar sunt prieteni, cu, știți cu cine sunt eu prieteni? Cu oamenii care ard. Cum am găsit un om care arde, stau lângă el, și de ce? Se mai ia puțin de la jarul lui și mai aprinde puțin pentru că de cenușa mea. Stau lângă oameni care ard, lângă oameni care au vise înalte, lângă oameni care îndrăsnesc, lângă oameni care sunt nemulțumiți de ei, dar foarte mulțumitor lui Dumnezeu. Așa să stați și voi, să vă gândiți să aveți acești prieteni. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Biblia spune, mulțumesc, Bogdan? Cum? Peter. Mulțumesc, Peter. Spune Dumnezeu, acum, mai ales, ăsta e un cuvânt superb, mai ales când s-a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Amin. Ce-ați adormit? Dar de ce spune Dumnezeu lucrul ăsta? Dar ce e lucrul ăsta? Ce e lucrul ăsta? Dar. Dar. Ăsta este dar de la Duhul Sfânt. E dar de la Duhul Sfânt. Acesta este darul Duhului Sfânt. Mărire lui Dumnezeu. Și acum întrebare vouă. A fost Daniel un băiat deștept? Da, că i-a zis Dumnezeu că i-a dat știință și pricepere. Au fost cei trei tineri inteligenți? Da, pentru că Dumnezeu ne a dat știință și pricepere. Dar cu ce a reușit Daniel să fie biruitor? Asta este, asta este până la urmă, asta este până la urmă secretul viitorului. Pentru că Daniel probabil că a absolvit cu suma cum laude. Probabil că a fost the best în generația lui. Cei trei tineri, spune Biblia, că atunci când a dat răspuns împăratului, împăratul a rămas uimit. Nimeni n-a fost ca Daniel. Și totuși, asta nu i-a asigurat viitorul. Și de ce? Pentru că nu spune Biblia că după ce a răspuns toate aceste întrebări, a ajuns Daniel să fie dregător, să fie guvernator. Nu! Împăratul a zis, I'm happy, Uh, e foarte interesant ce spui tu, uh, orvar. la revedere, goodbye. Nu spune bine că a făcut nimic pentru el, că te duci, muncești la universitate, îți iei licența și apoi stai cu ea în fața vieții și spui, Doamne, ce vei face cu mine? O licență nu-ți asigură viitorul, o școală nu-ți asigură viitorul, e extrem de importantă, pentru că îi dai șansa lui Dumnezeu să lucreze prin ea, dar nu-i totul. Crede cineva ce spun eu? Sper să credeți. Nu-ți asigură. Dar ce-i asigurat Daniel până la urmă succesul? Într-o seară, împăratul a avut un vis. A fost extrem de tulburat. A uitat visul. N-a știut visul să-și mai amintească. Și a, a spus să vină toți ghicitorii, să vină toți haldeii, să vină toți cei ce se ocupau cu lucrurile astea uh, religioase, spirituale. Și a zis să mi se tălmăcească visul. A reușit cineva? Dar Daniel a zis: Eu, când m-am hotărât să trăiesc pentru Dumnezeu, am primit ceva. Am primit știință, pricepere și un dar. Un dar. Și darul acesta l-a folosit. Și s-a dus la împărat și a zis, asta este telmăcirea visului tău. Și atunci împăratul a zis, tu de azi încolo vei conduce alături de mine. Ce n-a știut nimeni să spună, a știut să spună acela care într-o zi s-a hotărât să trăiască pentru Dumnezeu și căruia Dumnezeu i-a dat a făcut să capă de bunăvoința oamenilor, i-a dat știință și pricepere ca să fie remarcat la curte, dar mai ales de toate i-a dat daruri. Și acum vă spun în numele Domnului Isus Hristos, frații mei, surorile mele, nu mormântați biserică. Lăsați-o să trăiască și rugați-vă pentru daruri spirituale dacă va, trebui, dacă va trebui și dacă va fi posibil să facem în fața acestor vremuri, oameni buni, a crescut informația și vă rog în numele Domnului Iisus, voi care stați cu instrumentele în voi care stați cu Biblia și sunteți viitorul și prezentul zilei de astăzi, să înțelegeți că doar ungerea lui Dumnezeu și darurile lui sunt cheia. O biserică nempodobită, e o biserică săracă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să dea copiilor noștri daruri. Să-i ungă Dumnezeu cu daruri spirituale, să aveți vise, să aveți vedeni, să aveți din partea lui Dumnezeu daruri, să închideți ochii, să vă rugați și să știți și să cunoașteți. Mare este Dumnezeul nostru! Și Dumnezeu spune, vă chinuiți? De multe ori vă chinuiți. De ce? Pentru că am uitat cine este Dumnezeu și am uitat că Dumnezeu dă daruri spirituale. Daruri spirituale. Și am să vă spun un lucru, dragii mei. Tot ce am dobândit în viață, mai important, am dobândit prin descoperire. Prin lucruri pe care Dumnezeu mi le-a dat în mână. Vreau să vă spun un lucru crucial în viața mea. Sunteți atenți? Vi-l împărtășesc cu dumneavoastră. M-am hotărât să închei, gata. Să nu închei. Am primit niște bani, am făcut niște bani. N-aveam cum să-mi iau casă, era foarte scumpă. Avem a treia parte din uh, bani, 30% din bani. Venise în România, era, un, era un, un, fond de investiție. Îți dădeai banii acolo. Am dat la vremea aceea 11 milioane în banii românești și trebuia să ridic 14 milioane. m uzi și vă spun? 14 milioane. Un apartament costa cam 33 de milioane. M-am gândit eu că în șase luni de zile plasamentul acesta era unul foarte bun. Câștigam, să înțelegeți, salariul era de 38.000 de lei. Un salariu uh, din acesta obișnuit. Câștigam 3 milioane. Am depus banii aceștia și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu știi căile mele, îmi cunoști felul meu de a trăi, cunoști, Tu știi totul. Eu îi pun în numele Tău aici și am pus acolo. S-a întâmplat ceva ciudat în viața mea, s-a întâmplat ceva ciudat, și anume faptul că a venit președintele cultului penticostal să mă roage să devin juristul cultului penticostal. Nu prea mi-a convenit, pentru că eu l-am întrebat cât câștig. Când am auzit câți bani îmi dă, am întrebat pe zi, nu zice pe lună. Păi zic, zic, e un salariu infim. Dice, lasă că Dumnezeu te va binecuvânta. Și am zis, eu ce-i spun soția acasă când mă duc cu salariul ăsta? Când ne va binecuvânta, eram foarte deștept. În fine, am pus banii ăștia acolo și între timp m-am hotărât, m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, să mă duc la cultul ăsta penticostal jurist. Și m-am rugat. Și când am închis ochii la rugăciune, am avut în vedenie o ușă deschisă pe care scria cultul penticostal. Și se deschidea. Vă dați seama, Dumnezeu a zis, mă, nu cumva să le rătăcești. Să o fac așa de simplă, să o înțelegi și tu, și atunci mi-am dat seama că trebuie să mă duc acolo jurist și atunci m-am supărat, am zis, cum să eu jurist dacă pe să eu avocat de perspectivă și apoi ce bani îmi dau și dar m-am dus, că dacă a zis Dumnezeu, m-am hotărât. Și când m-am dus să... și când am depus banii ăștia, m-am rugat și într-o zi treceam pe la universitate și ascultați frați și surori ce vă spun înaintea lui Dumnezeu. Am auzit un glas care mi-a spus, du-te scoate banii. Eu am zis, îi căldură afară. Zic, de la căldură poți să aud tot felul de voci. Eu sunt așa de sceptic în privința asta. Deci nu sunt lesne crezător. După care am mai făcut câțiva pași așa și am auzit o voce de data asta mai tare. Du-te, scoate banii! Deja am știut că ceva nu e ok. Și am rămas pe loc, am închis ochii și am zis, e glasul tău, Doamne. Și atunci Dumnezeu mi-a spus a trei ore, dar de data aceasta mi-a mi, -a, mi -a cu așa o putere că m-a luat frica. Du-te, scoate banii! M-am dus să scot banii. N-am mai găsit sediul unde era când i-am depus. Am căutat două ore sediul lor care se mutase într-un bloc aiurea undeva aproape de necunoscut. La ora 25 minute am depus cererea de rescumpărare. La ora 6 s-a anunțat la radio că a căzut fondul în faliment. Toți cei care au depus până la ora 6 li s-au dat toți banii, inclusiv mie, cu tot cu dăbândă. După ora 6 n-a mai luat nimeni banii. Pentru că poți să te zdrobești o viață muncind și să se ducă Papa Sâmbetei, când Dumnezeu nu-i cu tine. Și Dumnezeu, când se uită la căile cuiva și Dumnezeu îl binecuvântează, Dumnezeu din cer nu te lasă. Oameni buni, viitorul nostru va arăta nu cum vrea lumea, nici măcar cum vrea Dumnezeu, ci cum vrem noi. N-are ce să ne facă Dumnezeu dacă noi nu vrem să ne hotărâm. N-are ce să ne facă. Dumnezeu e matematică, nu e doar poezie. Și în această seară Dumnezeu ne spune, dacă vrei ca viitorul tău să arate bine, hotărăște-te să nu te spurci, să nu te compromiți. Și atunci Dumnezeu va face să capeți bunăvoința oamenilor. Dumnezeu va da știință și pricepere la răspunsurile pe care trebuie să le dai în fața lumii. Dumnezeu îți va da prieteni lângă tine care se ducă spre bine și îți va da daruri. Rugați-vă pentru daruri. Rugați-vă ca Dumnezeu din cer când închideți ochii să vă arate ce aveți de făcut. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să vă vorbească. Oameni buni, vă, vă pot spune lucrurile acestea o, o mulțime de vreme și vreau numai să înțelegeți că e mai important să plecați de aici hotărâți decât este important să termin o predică. Sunt în viață momente când nu poți să dai răspuns. Când fetița mea a venit de la spital și mi s-a spus că are scolioză și cifoză de tip Schuerman progresivă și că într-o lună se va ridigiza coloana și se va uh, curba cu totul. Și mi-a spus doctorul că dacă nu operez pe fetița mea, n-are cum să scape. Și și mi-a spus soția? Tu ești omul lui Dumnezeu care merge în evanghelizări. Du-te să stai de vorbă cu Dumnezeu. Pentru că doctorul a spus că e o operație pe riscul nostru, trebuie să dăm semnătură. un singur, un singură mișcare rea, și rămâne paralizată, pentru că trebuie să deschidă coloana de sus până jos și să-i pună în suport metalic și șuruburi. Cum dai răspuns la problema aceasta? Cum ești pregătit în fața acestor? Cu bani? Cu diplome? Cu prieteni care nu se mai știe numărul tot de telefon? Bine e să ai ca ajutor pe Dumnezeu în cer. Bine este în momentul acela să te fi hotărât să trăiești cu Dumnezeu ieri ca să culegi o sămânță bună azi și un rod. Am stat și m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a trimis vis cu ce am de făcut și am mers pe mâna lui Dumnezeu și a fost bine. Pentru că Dumnezeu din cer vorbește. Pentru că Dumnezeu din cer vorbește și nu tace. Și în dragostea Lui ne vorbește și vrea să ne vorbească. Dar în această seară întreb, printre noi aici, e cineva hotărât să facă voia Lui Dumnezeu? Hotărât să trăiască pentru Dumnezeu? Nu te teme, nu te teme! Nu te teme, nu te gândi că o să fii bolnav, nu te gândi că nu o să gândești la un singur cu atât pot să fac, pot să mă hotără să trăiesc pentru tine. Doamne, Tu faci restul. Aleluia! poți face asta, nu spune că nu poți face asta, să poți să o faci. Să în puterea ta, să în alegerea ta, să poți să te hotărăști să trăiești pentru Domnul. Aleluia! Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și acum, cinstit drept, vreau să vă întreb. Amintim și celelalte două principii sau ne oprim aici? Ce înseamnă amin? Că am pus două întrebări. Mergem înainte? Hai să votăm. Cine e pentru să continuăm predica? Da? Ceilalți sunt liberi să plece. <laughs> ok. O să fie mult mai, mult, mai, mult mai scurt, ok? Și mult mai scurt. Al doilea principiu. Deci, haideți să vedem ce am învățat de la primul principiu. Principiul este că fiecare se va hrăni cu roada umbletelor sale. Pun o sămânță, dă un rod și culeg acel rod. Și dacă sămânța mea se numește astăzi credință, mâine rodul se va numi binecuvântare. Amin. Doi. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este acesta. Coloseni 3, Coloseni 3, de la versetul 1, unde Biblia spune așa: Să umblați după lucrurile de, zice, o stare, de sus, să umblați după lucrurile de sus. Deci, vă rog, primul lucru pe care l-am învățat este acesta. Că trebuie să ne hotărâm să trăim pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că vom culege roada umbletelor noastre. Doi, umblați după lucrurile de sus. Bun, dar ce înseamnă asta? Că sună foarte interesant, dar ce înseamnă asta practic și ce legătură are cu viitorul meu? Ce legătură are cu viitorul meu? Contează, contează foarte mult. Și aș vrea împreună cu mine, iubiții Domnului, de data aceasta să deschidem aceeași superbă, frumoasă carte a lui Daniel, la capitolul 9. La capitolul 9. Vă citesc puțin din capitolul 9 și voi stați așa cum sunteți aici, dar cu inima la Domnul. În anul din tâi al fiului uh, Ahasheveroș din neamul mezilor, care ajunsese împărat pe împărăția haldeilor, în anul din tâi al Domnului, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărămăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și în cenușă. M-am rugat Domnului, Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșat! Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orândurile tale, n-am ascultat pe robii tăi prorocii care au vorbit în numele tău, împăraților noștri și uh, uh, spune apoi în versetul uh, uh, 8, ni se cuvine să ni se umple fața de ușine. Și apoi în nou spune, la Domnul Dumnezeu nostru însă este îndurarea și ok, haideți să vedem despre ce este vorba și vă rog să fiți atenți. Există o posibilitate mare să ne ratăm viitorul. Există o posibilitate mare pentru orice pocăit să-și rateze viitorul. Și eu mă gândesc că mulți dintre oamenii sinceri care sunt pocăiți vor sta la sfârșitul vieții cu regrete. Pentru că n-au știut acest principiu. Mie mi este teamă că uneori pocăința noastră o înțelegem într-un fel în care să ne fie bine pe acest pământ. Spuneam aseară despre lucrul acesta cu foarte multe detalii biblice. Biblia spune, viitorul tău va fi un viitor binecuvântat dacă vei înțelege că trebuie să te gândești la lucrurile de sus mai mult decât la lucrurile de jos. Omul acesta, Daniel, era un om care era neprihănit despre el, nu s-a găsit nimic rău și nu o spune Dumnezeu, o spun vrăjmașii lui. Și ce au spus vrăjmașii lui după ce l-au pândit multă vreme? N-am găsit nimic la el. Rău. Și omul acesta neprihănit, care avea, ce crede, câte vârste avea când se scrie capitolul 2? 84 de ani. La 84 de ani când poți să spui, I don't care, deci nu mă interesează nimic. Pentru mine nu mă mai interesează. Omul acesta citea aceeași carte și de fapt erau aceleași cărți, că pe vremea aceea nu erau 66 de cărți, da? Citea aceleași cărți și în mod deosebit cartea profetului Ieremia și se uita în carte să vadă ce? Ziua când Dumnezeu va cerceta poporul, ziua când Dumnezeu va duce din captivitate înapoi pe ai săi. Și în ziua când a citit și se consemnează în capitolul 9 și a dat seama că timpul s-a apropiat și Dumnezeu din cer a făcut să treacă perioada aceea de chin și oamenii trebuiau să se întoarcă acasă. Și ce face Daniel? Daniel spune în felul următor. Păi ce mă mai interesează pe mine la 84 de ani că se mai întorc ăștia? Eu oricum o să mor aici. Nici nu spune Biblia că Daniel s-a mai întors vreodată din Babilon. Ce-mi pasă mie de cei care sunt în stânga și în dreapta? Ce-mi pasă mie de ceilalți? Nu mă interesează. Eu oricum mai am probabil un an sau doi să trăiesc și gata! Nu! Daniel a zis nu pot. Pentru că eu am învățat un lucru, să mă gândesc la lucrurile de sus și neprihănitul Daniel, să mă aud acum sfinții, neprihănitul Daniel spune, pentru că Biblia spune că și dacă ar fi trei, trei, trei neprihăniți prin care le enumeră Dumnezeu și pe Daniel, tot zice Dumnezeu n-a poporul. Dumnezeu i-a lui Daniel un rang fenomenal, neprihăniți. Și o să vedem în continuare de ce. Și spune Biblia că Daniel zice, am păcătuit, am săvârșit nelegiuirea, n-am ascultat și se include pe sine în acest plural care este umilitor. Pentru că Daniel a zis în felul următor, eu nu trăiesc doar pentru folosul meu, viitorul meu va arăta sărac și trist și cenușiu și searbăd și fără gust dacă voi trăi numai pentru mine. Care-i sensul? Cum poți trăi fără un vis? Cum poți trăi fără dorința să te cheltui pentru cei din jurul tău? Cum să trăiești fără să te gândești că de fapt ești partea unei lucrări? Mă aude cineva ce vă spun? Destul am stat cu brațele încrucișate! Rugăciunea noastră 99,9% e despre noi! De ce nu vine trezirea? Nu ne pasă! De ce nu vin vindecări? Nu ne pasă! De ce nu se mântuie aici, în, în Brisbane, oamenii? Nu ne pasă, Morian. Nu îmi spuneți că vă pasă. Că dacă v-ar păsa, și dacă ne-ar păsa, am striga și am plânge înaintea lui Dumnezeu. O să spuneți, fratele, ne ceartă, Da, vă cert, că vă iubesc. Și știu un singur lucru. Când vei muri, nu te vei îngropa cu plasma. Nici cu mobila, nici cu frigiderul. Nu te vei nici cu mașina. Și vei pleca la Domnul cu amintirea ceea ce ai fost. Vă rog pe voi, în numele Domnului Iisus, nu vă trăiți viața așa. Nu vă trăiți viața ca niște soldăței cu cheița în spate. Refuzați să fiți în felul ăsta folosiți. Trăiți gândindu-vă că voi sunteți parte dintr-o generație care trebuie să facă ceva pentru Dumnezeu. Rugați-vă și spuneți Dumnezeu, Doamne, nu vreau să trăiesc așa, vreau să mă gândesc la locul de sus. Ce înseamnă să te gândești la locul de sus? Oameni buni, vom sta în fața Mântuitorului, care nu mai este miel, Ochii lui sunt ca para focului. Dumnezeu nostru ne va judeca și ne va spune, ați fost să mă căutați acolo unde eu am fost. În spitale, în azile, în orfinate, în închisoare. De ce să-ți dea Dumnezeu putere? Să spui, Doamne, sunt astenic, sunt slăbit, sunt descurajat. La care Dumnezeu spune, și eu sunt descurajat de tine. Pentru că nu faci nimic din ceea ce mi-aș dori eu. De ce să-ți dea Dumnezeu duc sfânt? Să vorbești în limba asta de vecinul că tu ești mai tare decât el. Ce zadarnic, ce, ce aiureală. Dumnezeu o de puterea Duhului Sfânt să stai în picioare când te hotărât să mergi pentru Dumnezeu. Dumnezeu o de har și Dumnezeu o de putere când te hotărât să te gândești la locurile de sus. De ce contează atât de mult, Doamne? Vorbeam cu soția mea astăzi că de ziua aici și spuneam, Mina, îi mulțumim lui Dumnezeu, am trăit 45 de ani. Aș putea spune că la momentul acesta mi-am trăit frumos și ani ai vieții și sunt bucuros și sunt mulțumit și ne și spuneam soției și soția spunea mie cât mai avem acum pe pământul ăsta să căutăm să facem cât mai mult bine, să căutăm să trăim zuiți și cu înțelepciune, că ne prinde bătrânețea și suntem cu mâinile goale și nu avem nimic. Daniel spune Biblia că bătrânul Daniel de 84 de ani s-a dus apostit postit în sac și în cenușă și s-a jelit înaintea lui Dumnezeu și a strigat către Dumnezeu și a zis Doamne, cercetează-ți poporul! Chiar dacă nu mă mai prind pe mine bine binecuvântările acestea, chiar dacă nu mai sunt parte din ele, chiar dacă aici o să rămână oasele în Babilon, Doamne, mie îmi pasă de numele Tău, mie îmi pasă de poporul Tău, mie îmi pasă de ceea ce faci Tu. Binecuvântat să fie El. Fii va bine. Haideți să vă spun un mic secret am condus cinci grupuri de evangelizare până acum. Cinci grupuri din biserica mea le-am format și am mers în evangelizare. Cântam împreună, ne rugam împreună. Știți de ce am condus cinci grupuri? Pentru că nu mai sunt. Acum îl formez o șaselea. Dar de ce nu mai sunt cinci grupuri? Toți domne s-au căsătorit. Mărire lui Dumnezeu. Și cei mai mulți s-au căsătorit unii cu alții. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Când cunoști un om mai bine? La pizza. Serios? Când cunoști un om mai bine? La mall. Păi mă, oameni buni, când mergem la mall sau să să bem o cafea, everybody is nice. Ce mare lucru. Tu zâmbești, eu zâmbesc. Da? Tu te îmbraci cum e mai frumos, eu... dar când mergi în lucrare, atunci cunoști un om. Când n-ai poate să te odihnești la vreme, când se strică mașina, când începe, încep să vină problemele și atunci îl vezi pe Johnny, care era foarte nice, cum îl apucă nervii. Și atunci vezi reacția, lucrare, atunci îți dai seama cât poate un om. Și atunci când vezi oboseala drumului și atunci când ai nevoie de tărie spirituală, vezi cine-i găină și cine-i vultur. Iertați-mă de expresie, că asta îmi vine în minte. Așa să vă cunoașteți. Să-L cunoști pe soțul tău cât și cum se roagă. Să-L cunoști cum trăiește pentru Dumnezeu, ce flacă în nimeni. Vreau să vă spun un lucru. Cine are pasiune pentru Dumnezeu, va ști să și să-și iubească soția. Cine nu are foc pentru Dumnezeu, nu va avea pentru nimeni în viață. Jarul pentru Dumnezeu e căzășia pasiunii pentru cei din lângă tine. Dumnezeu când e jar în inimă, îți iubești și mama, și tata, îți iubești soția, copiii și dușmani Pentru că asta face focul lui Dumnezeu. Daniel a zis, ce dacă am 24 de ani? Și eu să spui, ce dacă am 15 ani? Păi hai să ne unim. N-ar fi frumos să facem ceva. Gândiți-vă, eu am niște tineri la mine în biserică, uh, hai să vă spun o poveste, cu, cu asta vreau să vă spun. Deci, pe 31 decembrie, acum câțiva ani de zile, pe 31 decembrie, pe 31 decembrie. Cred că v-am spus lucrul ăsta, v-am spus o dată, că să-mi aduc aminte. Vine a venit la mine un tânăr pe nume Sami. Trist, supărat, frate, zice, uh, sunt tare necăjit. Dar i-am zis, de ce Sami? Pentru că, zice, am stat de vorbă cu tinerii și tinerii au zis că sunt un pic uh, exagerat. Și vreau să-și cer și dumneavoastră părerea. De ce Sami? Frate, zice, eu am 23 de ani și eu mi-am pus o întrebare, pentru ce trăiesc? eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu și vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Și zice el, m-am gândit, ce să fac eu pentru Dumnezeu? A zis, Doamne, eu nu știu direcția, nu știu ce vreau să fac. Și frate zice, m-am hotărât să stau înaintea lui Dumnezeu, să postez și să mă rog. Zice, noi acasă nu avem uh, unde să ne duce, că suntem 11 copii. Dar zice, avem un șifonier mare, un dulap mare vechi și dulapul ăla e gol tot timpul, că noi suntem mulți. Așa e pus acolo că e un dulap, dar zice că e greu, nu intră nimeni. Și m-am băgat în dulap, zice, m-am băgat în dulap și m-am hotărât să mă rog până când Dumnezeu mi-arate ce să fac. Și s-a rugat o oră, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, șa, șapteșpe ore. Șapteșpe ore s-a rugat continuu. Și a zis, Doamne, nu mă lăsa pe pământul acesta să nu știu ce am de făcut. Și după 17 ore a ieșit, zice el, a morțit un pic, un pic am morțit. Și a zis, frate, Dumnezeu mi-a zis să mă duc în Africa. Și zice, eu când, când le-a spus tinor că Dumnezeu mi-a zis să mă duc în Africa, toți au început să râdă de mine, zice el. Frate, Dumnezeu, ce zici? M-am uitat la și am zis, e atât de crazy planul ăsta, Că numai Dumnezeu putea să-l dea. Așa de Dumnezeu este sună. Că numai Dumnezeu poate să facă lucruri de genul ăsta. Absolut uh, uh, de neconceput. Și zice, zice și am spus, uh, uh, dar zic, cu ce te-au descurajat din ei? Păi au zis, știe engleză? Nici o babă nu știa engleză. Nimic, domnule. Bani ai, ce bani zice? 11 copii. Niciun ban. Și tu, ce zici, pastore? Și am zis, cred că o să iasă că dacă n-ai nici bani și nu știi nici engleză, nu poți să-L încurci cu nimic pe Dumnezeu. Când ai bani, să-L să, să încurci pe Dumnezeu într-un fel. Zic, e atât de, cred că o să iasă. Zice, m-am gândit să-i scriu bonche. bonche. Scrie, am zis ami lui bonche. I-a scris lui bonche. Ăștia ardeau de se terminau. Zice, mă, tu cai ai că îți răspunde ție bonche? După trei zile îi răspunde bonche pe e-mail. Și au venit cu e mail și mi-au mi răspuns Bonche, dă mă de aici, mă, că e un fake. Nu, no, era el, Ponche, de -a misiune. Și a zis, Sami, dacă ajungi, dacă ajungi, zice, noi putem să îți asigurăm toate condițiile de cazare pentru primele trei luni. Asta eu scris. Am zis Africa, nu? India. Vă rog să mă iertați. India. Îți dăm toate condițiile. Și acum Sami zice, frate, n-am mai a nevoie decât de biletul de avion. Zic, gata, gata dacă trei luni acolo. Păi zic, Sami, dar tu, dar tu crezi că te că tu ai credință. Da, dacă au zis bonche, mă duc cum, da, dacă... cum? Domnul să-l binecuvânteze. Și s-a dus. Acum trebuia să plece și rezervase biletele de avion și era ultima duminică care o petrecea cu noi. Și vine la noi și spune, zice frate Florin, zice, din biletul care este, zice, 30% am adunat banii, eu trebuie să plec săptămâna viitoare, mai trebuie doar 70%. Și am făcut o rugăciune pentru el și a zis, „Sami vrei să-ți fac colectă? Nu, nu faceți colectă. Nu vă rog frumos să vă rugați pentru mine. Îngrijește Domnul. Și m-am dus în față și am făcut rugăciune pentru el. Pleacă Sami, în India. Îi mai trebuie 70% din banii biletului, niciun ban de buzunar și îl așteaptă cineva acolo din partea lui Bonchi cu trei luni de zile. Neștiind de engleză. Când te întâlnești, spui, da, 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 am am ieșit în față cu Sami. Sami pleacă în India. Deci nu-i poveste. Vă rog frumos să, să, să de, puteți găsi lucrul ăsta. Deci știți, da? Cei mai mulți știți. Și atunci o să-mi spuneți, o, da, o să spuneți, frate, e greșit. Trebuia să se pregătească, trebuia să pună mâna să învețe. Oameni buni, vreau să vă spun un lucru. Știți că, ce facem noi? Noi nu putem să plecăm. Nu putem să plecăm iarna, nu? Că-i frig. Primăvara avem astenie. Avem fel de fel de fluturi vara e cald, e hot, doamne, deci stăm la umbră. Și apoi vine din nou toamnă, ne însurăm, ne mărităm, nu? Niciodată nu-i timp de Dumnezeu dacă nu faci un pas. Ăsta de adevărul, trebuie să te gândești la locul de sus. În fine, am făcut rugăciunea pentru el și la sfârșit vine o soră și zice, frate, mi-au vorbit Domnul Dumnezeu de aseară că e nevoie de bani. Și Eu tot 70%, fix, nici un leu în plus. Toți banii care o trebuiau, 700 de euro. mi bani. La care s-a mi-a mulțumesc. Nu, mâinile pe sus, nu lăuda să fie domnul, i-a luat, mulțumesc. În fine, pleacă Sami în India și ne scrie, Sami, rugați-vă, am venit, m-a preluat, sunt acum împreună cu un pastor, lucrăm acolo. Și apoi înscrie scrie Sami un lucru, zice în felul următor. Frate Florin zice, mare este Dumnezeu nostru. Și am zis, bun, cum? Frate, ți-am zis că nu știu engleză. Păi, dar știam că nu știu engleză. Și ce frate, uite ce a făcut Dumnezeu. Că l-am întrebat, frate, frate Sammy, cum predici, mă? Și mă descurc eu, Dumnezeu va fi cu mine. O fetiță de 12 ani a căzut într-un puț descoperit în India. Când au scos-o, fetița era moartă, nu mai respira. I-au făcut resucitare cum s-au priceput acolo, n-a dat niciun semn de viață. Samia al nostru s-a dus și a zis, Dumnezeul meu m-a trimis aici. Și a pus mâine peste ea, nu e ordinea, dar a luat-o în brațe și s-a rugat. Și s-a rugat cu toată tăria lui și fetița a venit la viață. După aceea nu mai spune decât, Iisus, atâta spunea, Jesus Christ, Jesus Christ. Și toți veneau la Jesus Christ, că nu mai era nevoie, pentru că fetița a fost moartă și a înviat. Noi trebuie să ne uităm în dicționar, să mergem la Oxford, noi trebuie să învățăm predici, noi trebuie să avem puncte, 1, 2, 3, și Dumnezeu spune, dacă te gândești la lucrurile de sus, dacă arzi pentru mine, Dumnezeu din cer face lucruri extraordinare. Nu, nu, este, nu, este, nu este, o încurajare a faptului a nu te pregăti, ci este o încurajare a faptului să te gândești la lucrurile de sus și să faci ceva pentru Dumnezeu. Acum mai prin Germania, Uh, unde ești? Uh, ți, ți l pun în legătură. A găsit o biserică mărdă pe acolo și a zis ai de mine. Asta face el. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Asta am vrut să vă spun. Și închei în această seară, spun un ultimul principiu. Și cu asta am încheiat, spre bucuria voastră. Haideți să ne amintim ce am vorbit în seara asta. Cum, cum, cum va arăta viitorul Cum să faci față viitorului tău? N-ai cum. Și obișnuiește cu ideea că n-ai cum. Dar poți să faci ceva în seara asta. Să te hotărăști să trăiești pentru acela care știe totul. Doi. Cum va arăta viitorul tău? Va arăta excepțional dacă vei ști să te gândești la lucrurile de sus. Haideți să vă spun un lucru și vă rog să mă priviți în ochi. Când aveți o încercare grea în viața voastră, nu vă e uneori rușine să mergeți înainte la Dumnezeu? Ce bine ar fi să nu ne fie rușine. Și ce a zis Ezechia? Au venit prorocul și au zis, pregătește-te, zice că, zice stare, că mori. Gata, zice, Dumnezeu a zis că vii acasă. La care ce a zis Ezechia? S-a dus la rugăciune și a zis, adu-ți aminte, Doamne. Dar de ce să-mi aduc aminte? adu aminte, Doamne, că toată viața mea ți-a cerut mâncare, casă, avere. s a cerut, Doamne, să mă cuvinte, să-mi dai una. Nu, Aduți aminte, Doamne, că am umblat înaintea feții tale, că te-am slujit, Doamne, că mi-ai fost drag, că am rărgat pentru tine, Doamne, că n-am pregetat nimic, să... mi-ai cerut și ce am făcut și la care Dumnezeu s-a uitat și a zis, mă, ce dreaptă e rugăciunea ta. Dumnezeu nostru i drept și n-a zis, e o rugăciune greșită, a zis, drept este și pentru asta te voi pune cuvânta să trăiești în continuare. Cum arată viitorul tău? Îți spun un lucru, arată bine dacă ai știut să slujești cui trebuie. Dacă ai știut să te cheltuiești, vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Mi-am pus deseori întrebarea dacă e așa bine că plec mult de acasă. Și răspunsul este că nu e bine că plec mult de acasă. Dar, de exemplu, aseară când stăteam aici, în, cu dumneavoastră, mi-am îndreptat rugăciunea fierbinte către Domnul și am zis, Doamne, cercetează și casa. Și am simțit bunăvoința lui Dumnezeu. Și am simțit favoarea lui Dumnezeu. Și de câte ori slujesc Domnului și mă rog, fierbinte. Și vă spun un lucru, Dumnezeu din ce ne-a purtat și ne-au crotit. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. I-am cerut Domnului fierbinte să binecuvânteze părinții mei să pocăiască anul trecut, în, în octombrie, s-au botezat. Aleluia. După 20 de ani de rugăciune. Dar Dumnezeu e bun. Bun e Dumnezeu nostru. Și haideți acum să încheiem cu ultimul principiu, da? Ultimul principiu. Cum arată viitorul tău? Viitorul tău arată cum vrei tu. Cum vrei tu arată, dacă te hotărăști. Și dacă te gândești la locurile sus, va arăta bine. Vei avea tărie, vei avea putere. Vei putea să-i spui Domnului, tinerețea mea, ți-am dat o ție. Și haideți ultimul lucru pe care vreau să-l citesc, Filipen 4 cu 13, ultimul principiu, o, alt, o o, dacă vreți o altă ancoră pentru viitor, un alt, dubiți-l cum vreți, stâlp. Cu 13, 4 cu 13. Pot totul? În Hristos care mă? De ce sare? Pototul? Ia ce îmi place mie cât de costa. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, pototul în Hristos care mă întărește, e cântecul favorit al carismaticilor, Pocnezi din decete, se uită în sus, Domnul ne aduce struguri ca în canan, o așa o fioare. Pototul în Hristos care mă întărește, spunem lucrul ăsta și fiecare și închipă ce vrea. Mă duc mâine și fac isprăv mari. Pototul în Hristos care mă întărește și ne închipuim ce vrem fiecare. Domnul mă iartă a o mie una oară, pe mine și pe Șeherezada. Haideți să vedem, dragii mei, în această seară un lucru. Ce spune Biblia în 1 cu 21, versetul care vi l-am citit? Ziceți voi, așa a dus-o Daniel în tot timpul vieții sale. Cum adică așa a dus-o Daniel? V-a spus întrebarea. Păi vă spun eu care răspunsul. Mi-am notat eu aici ca să nu greșesc a schimbat trei împărați și șapte împărății. Deci Daniel, în toată viața lui, înaintea lui s-au succedat trei împărați și șapte împărății. Asta se dovadă istorică. Și spune Biblia că așa a adus-o Daniel în tot timpul vieții sale. Cum adică a adus-o în tot timpul vieții sale? Cum? Cum a adus-o? Păi ba a venit un împărat nebun, ba a venit un împărat nebun. Ba a avut de a face cu un împărat care mai întâi a zis că Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeu adevărat, ca mai apoi să uite și să spună, nu, eu mi-am zidit Babilonul. A venit după aceea Belșațar și așa a dus tot timpul să cu bietul de el, adică a dus-o destul de greu în împărăția aceea, așa a dus-o. Dar Daniel, Daniel a ajuns să fie binecuvântat și viitorul lui a fost un viitor bun. De ce? Pentru că el a putut totul în Hristos. Dar hai să zicem ce înseamnă totul în Hristos. Mai întâi de toate, dragii mei, pot totul în Hristos Pot totul în Hristos, care mă întărește, nu înseamnă îmi permit totul în Hristos. Hmm? Pot totul în Hristos, care mă întărește, nu înseamnă îmi permit totul în Hristos. Asta nu e verset care să justifice felul nostru slab de a trăi. Adică pot totul în Hristos nu înseamnă că îți permiți totul. Sunt limite unde trebuie să te oprești. E acel verset din capitolul 1 care spune s-a să trăiască pentru Dumnezeu. În al doilea rând, potul în Hristos care mă întărește nu înseamnă că vei avea totul. Nu înseamnă că vei avea totul, ci înseamnă că vei avea ce vrea Dumnezeu pentru viața ta. Și acum să vă spun ultimul lucru și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne facă să înțelegem. Fiți atenți, da? Hai să ne gândim la ce vă spun. Pocăiților, vor fiți atenți. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar dacă am pune între pot și totul, cuvântul îndura. Pot îndura totul. Oare nu ar fi mai aproape de realitatea unui viitor puternic? Dar dacă am spune, așa a dus-o Daniel în tot timpul zilelor sale, cu lupte, cu oameni răi lângă el, și ce a făcut Daniel? pot totul, pot îndura totul în Hristos. Dar ce cere ție Dumnezeu ca viitorul tău să arate bine? Să ai capacitatea să înduri. Să ai capacitatea să reziști până la capăt. Oameni buni, și ce spune Dumnezeu în această seară poporului său? Cine va răbda până la sfârșit. Va căbăta cu luna vieții. Va trebui să găsim putere ca la visele refuzate, să putem merge înainte cu Dumnezeu nostru. Dumnezeu ne spune în această seară că va trebui să răbdăm, că va trebui să avem tăria de a înfrunta lucrurile așa cum vin ele. Mă uit la mulți dintre oameni și să așa de tulburați când vin încercările. N-am an, vă spuneam aseară, n-am an, de 20 de ani pocăit și nu vreau să scriu așa să n-am an în care să nu fiu lovit puternic. Și în toți anii ăștia care au trecut, am învățat că viitorul meu va fi bun. Dacă pot citi versetul acesta, pot îndura totul în Hristos care mă întărește. Că mai e puțină vreme. Foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dar mai e puțină vreme și mă voi întâlni cu el și va șterge lacrima nu doar de pe obraz, din suflet. Și nu va mai fi noapte. Și voi fi cu El. Și vă spun un lucru. Toată amintirea durerilor noastre se va șterge în prima secundă când vei fi în cer cu El. Dar va trebui să învățați. Să răbdați. Va trebui să învățați să spuneți mulțumesc și pentru ceea ce vi se refuză. Va trebui să învățați încă de pe acum că în viață pot totul în Hristos nu înseamnă că vei avea tot ce dorești. Nici că trebuie să-ți permiți orice. Dacă va trebui să citești versetul acesta, pot îndura, Doamne. Pentru că Dumnezeu este stăpânul nostru și tată. Și dacă așa decide Domnul să trec pe aici, bine să fie numele Lui. Mi-e greu? 100% că mi-e greu. Aș vrea să scap? 100% că aș vrea să scap. Dar nu pot să nu spun, facă-se voia ta, că mi-e frică. Că dacă zic Facă se Doamne voia mea și mă rog să se facă voia mea, s-ar putea să o nimerez prost. Nu vreau să fiu scutit de lucrurile pe care Dumnezeu le-a socoate necesare pentru viața mea. Ascultați-mă. Cantitatea de lacrimi vă este măsurată. Nu va permite Dumnezeu o lacrimă în plus. Toată durerea și încercările sunt măsurate de El la ce mai fin aparat. Și Dumnezeu nu va permite niciunei încercări să fie mai puternice decât credința voastră vă rog din toată inima, încercați să fiți o generație realistă. O generație care să spună, astea -s timpurile, astea -s vremurile, pot îndura totul în Hristos. Adică sunteți sântați să spuneți, am niște părinți îngrozitori, am niște prieteni îngrozitori, totul e îngrozitor. Găsiți putere ca viitorul vostru să arate bine să spuneți, dăm Doamne tărie, să îndure. Ce binecuvântat e omul care, încercat fiind, pune capul în jos, înalță glasul către Dumnezeu și spune, pot duce așa asta, Dar până la urmă ce ai dus tu, nu se compară nici pe departe cu ce am dus eu. De ce atâta iritare? De ce te atâta nervi? De ce atâta tulburare când vine peste noi necazul? Pot răbda totul în Hristos care mă întărește. Hristos mă întărește să pot răbda. Hristos mă întărește să pot primi ceea ce nu mi-am dorit. Să pot trece prin ceea ce mi-este greu. Pentru că, până la urmă, asta este cheia viitorului. Să te înveți să reziști. Să te înveți să ai tărie. Vreau să vă spun un lucru. Știți ce mă aștept anul acesta? Nu sunt fatalist. Dar mă aștept să am încercări. Știți de ce? Nu îi place satanei de viața mea. Iadul mă urăște. Da, mă iubește cerul și mă iubește Domnul. I-am spus soții mele aseară la telefon, măcar că am cheltuit, i-am spus, Mina, am avut necazuri peste necazuri și știu că mare parte din ele se datorează faptului că am ales să trăiesc pentru Dumnezeu în felul ăsta. Am avut evanghelizări când eram la 11 noapte, încă continuam să fac evangelizare și la mine acasă, fata mai mică, pur și simplu, în camerei a venit, au venit duhuri ale celui rău. Sunt lucruri pe care nu le putem spune. Sunt manifestările întunericului în viața noastră, dar le-am spus mereu, dacă vreți să fiți copile rezistente, îndurați totul în Hristos. Că Dumnezeu vă va fi, vă va fi dob și stăpân. Când erau la grădiniță, stăteam jumătate de oră cu fetițele mele până și încheau și returile. Le-am spus, știți de ce fac asta? Fiindcă vă iubesc. În viață nu o să vă, nu închidă nimeni și returile. În viață nu să găsiți oameni să vă poarte sacoș. În viață nu să găsiți oameni să vă fie ajutori. Învățați să durați. Învățați să rezistați. Învățați să trăiți ca niște oameni care știu că vor înfrunta mari adversități în viață. Dar nu uitați niciodată tăria noastră e Hristos. Hristos ne întărește să putem răbda, prieteni. Nu ne întărește să putem pocni din degete, să visăm torturi, să visăm vile. Iartă-ne, Doamne, ăla nu-i pot totul în Hristos. Hristos a zis: rapt Tată, și mă duc până la capăt. Iubesc până la ultima suflare de viață. Și dacă vor bate cuie, voi îndura, pentru că iubirea mea e mai mare decât suferință. În această seară, Dumnezeu ne dăruiește viitorul. Și Dumnezeu ne spune: Eu ți-am spus să te hotărăști să te hotărăți să nu te spurci, să trăiești pentru mine și eu voi face să capeți bunăvoință înaintea oamenilor, eu îți voi da știință și pricepere și îți voi da daruri duhovnicești. Gândește-te la locurile de sus, ca nu cumva să te trezești într-un viitor atât de cenușiu încât să spui stau într-o casă extraordinară cu o inimă care este praf. Ce mare mulțumire e să trăiești pentru Dumnezeu. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mi -are o mănânc, se bucur cu Domnul. Pot totul în Hristos care mă întărește, ultimul principiu. Răbdați. Da, Dumnezeu să ne ajute. Până la urmă, ascultați-mă ce vă spun. Toate vor trece și se vor duce. Dar trebuie să fii biruitor. Vă vi să vă ridicați. o femeie venea de la un izvor, avea bățul acela și avea două ciururi cu apă. Unul era crăpat și unul era bun. Și femeia lua apă și purta în fiecare zi apă către casă, proaspăt. Un vecin totuși însă le-a zis, măi femeie, zice, tu nu știi că ciurul l-ai crăbat. Deci până aduci tu acasă apă, aproape gol. Deci eu nu înțeleg de ce tu te chinui în fiecare zi și tuci apă cu un ciur crăpat. Pentru că e inutil, e un efort. Deci nu înțeleg de ce rapzi lucrul ăsta. Și ai zice, vrei să spun de ce? Vino cu L-a dus la izvor și a zis, vino cu mine. Păi de ce? Pe partea dreaptă îi ciurul crăpat pe partea stângă, când duc eu cu prăjina aia, e ciurul bun. Ia uite pe drum, hai să mergem. Și s-a uitat omul. De la izvor până acasă, flori. Iarbă. Că ciurul crăpat, tot de apă din el. Și mereu pe partea aceea au înflorit florile și a crescut iarba verde. Când spui în seara aceasta, cât se mai rap, Doamne, că viața mea e ca un ciur crăpat. Ce Dumnezeu, când vom privi cândva înapoi, vei vedea că singura parte înflorită e pe acolo pe unde a trecut ciurul căprat, crăpat. Răbdați! Cele mai frumoase flori cresc atunci când plângeți. Cele mai frumoase roade le veți avea atunci când viața va fi ca un ciur crăpat din care curge apă. Nu vă temeți. Dumnezeu știe ce face. În această seară vreau să-i spun lui Dumnezeu, ajută-ne, Doamne îți mulțumesc că nu-mi cer să fac ceea ce nu pot face. Aș obosi mult prea devreme și aș fi sortit, Doamne, eșecului. Nu m-am simțit niciodată deștept și nu m-am simțit niciodată pregătit pentru lumea asta. Și nu mă simt, Doamne, Dumnezeul meu, că aș fi potrivit pentru cursa aceasta nimicitoare a vieții. Dar pot în seara aceasta să-mi plec inima înaintea ta? Pot în această seară să spun, Doamne Dumnezeul meu, că și dacă ar mugi valurile în jurul meu, și dacă România ar deveni o țară plină de corupți, tot cinstit vreau să fiu pentru tine. Dacă oamenii ar alerga, Doamne Dumnezeul meu, și s-ar vinde om pe om, eu m-am hotărât, Doamne, să trăiesc curat pentru tine. Să nu trădez, să nu înșel. Și dacă, Doamne Dumnezeul meu, toți ar divorța. Eu m-am hotărât, Doamne, să trăiesc cu aceeași femeie toată viața. M-am hotărât, Doamne, Dumnezeul meu să nu fac ce fac nebunii lumea acesteia. Eu nu vreau să fiu un crai! Nu vreau să fiu un fluture care zboară din floare în floare. Vreau să fiu, Doamne, serios cu viața mea. Și m-am hotărât să trăiesc pentru Tine, Doamne. Nu voi spune vorbe cu două înțelesuri. Nu voi spune una și voi gândi alta. Și ceea ce voi spune, aceea voi și gândi și ce voi gândi, aceea voi spune. Doamne, Dumnezeul meu, te rog, lasă-L pe Duhul Sfânt să mă ajute și să ne ajute, Doamne, să trăim pentru Tine. Doamne, te rog în această seară, scoate din inima noastră, Doamne, toate poverile străine de voia Ta, tot ce ne-a muiat înaintea Ta, tot ce ne-a ne făcut, Doamne, să ne frângem înaintea Ta, te rog să scoți din viața noastră împreună cu noi.